1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neam Mărin are un prieten din zonă pe care l-a contactat, a venit cu o echipă de dansatori din zonă. Au început ei să facă niște repetiții. Dă-te mai în față, vino la față, la față, la față, la față. Se zice că înșel. Nu mă, da, așa, uite cum suntem noi, mă. Când noi am început repetiția, deja Neam Mărin se nervase puțin, că deja țipase. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Nu, de la început, de la început, de la început, cinci, 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 cinci. Dacă mai vorbești, stau. Neam Mărin, știți că el se transformă când vine vorba de dans și de spectacol. Cinci, șase, șapte, opt. Stop! Nu am înțeles aici la 8? Nu, Nadia, acum, în față! În față! Nu înțeleg, atât. În pirueta asta, că nu înțeleg. Eu, dansatorul numărul 1, Nicolae Tant, Aur, Richito, hai de mine, nu știu pe Sony, că încă nu-l cunosc, habar n-am. El a trebuit să priceapă, fiind cu circul, Ilona, toți o apă și un pământ. Ia, fiți atenți aici, băi! Una! La repetiție am zis că mor. Deci am zis că nu e adevărat. Că viața mea nu trebuie să arate așa și că nu e cum am visat eu. M-a bătut toată ziua soarele în cap, m-a luat amețeala, e nebunit. Am făcut 3 piruete cu el, că el să-mi arate mie nu știu ce, m-a luat amețeala. Ah, ai grijă, mă. Ești ok? M-a luat amețeala, ești nebun. Neam Mărin a nebunit de nervi. El știa câte lucruri sunt de făcut și câte nu s-au făcut. A cedat. Pune muzică, hai să vedem. Hai pe muzică. El nu s-a enervat pe mine. S-a enervat că nu se mai putea lucra după atâtea ore de soare. Era evident că eram leșinați, morți. Adică ce să mai faci? Și! Nu pot. E greu să intri într-un spectacol pentru că ei începeau să facă, la un moment dat să intrăm noi. Noi nu știam ce trebuie să facem, când să intrăm, de ce intrăm la 1.20, am început obi să fim obosiți. Spuneți dacă vreți să repetați. Noi vrem, îți dai seama, dar eu nu mai pot, adică nu că nu mai pot. Eu aș sta până la 12 noaptea, dar m-am învârtit de 3 ori și mi-a venit amețeală. Asta este problema. Am avut un moment în care toți am vrut să renunțăm, cu care am tras o gură de aia și ne-a dat seama că Edi, care vrea să ne ajute, n-are săracul nicio vină. Eu vă spun că dacă nu începem să repetăm de acum, nu o să ne iasă. Nu pot să sari o zi, că dacă sari o zi din 3, ca 4-a e spectacolul, ce faci? Ești nebun la cap? Ai sărit 30% din repetiții, nu trebuie. Și eu așa, cu minte și cu multă răbdare, vă promit că este simplu. Dacă ne concentrăm, într-un sfert de oră terminăm. Vreți să vă arăt ce e de făcut? Da! Normal, da. Da! Și aflăm și de la Edi Bașca mai mult. Nu trebuie să dansăm doar dansuri populare, trebuie să facem un fusion. Una, două, trei, e patru. Una, două, trei, e patru. Acum! Până aici a ieșit? Da. Cumva am reușit să ne potrivim toți împreună, s-au concentrat, au înțeles muzical, am arătat dansul, au înțeles conceptul. Într-un fel și eu am făcut dintr-o variantă simplă, mai simplă și apoi mult mai simplă. Cu toată această mega super nebunie, bătăi, plânsete și regrete, suspine, am reușit să ajungem la final, onorabil.